Iar despre impactul pe care aceste imagini le-au avut în societate, discută în cele ce urmează colega mea, Luiza Cergan, cu invitatul de la această oră, Luiza. Da, Gabi, în direct cu noi chiar acum se află Irina Ioana, psiholog, cu care vom dezbate, iată, acest subiect. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Iată, urmărim aceste imagini, un mesaj transmis de o tânără aflată sub teroare, evident, este extrem de ușor de manipulat, nu, o persoană cu un psihic și așa labil, pentru că este teama acestei persoane, dar cât de mult poate transmite un abuzator printr-o astfel de persoană o informație falsă sau poate face o propagandă care poate ajunge la foarte multe persoane, pentru că ne aflăm într-un moment în care întreaga populație este sub emoție. Așa este și nu doar întreaga populație a Israelului, ci întreaga lume, pentru că observăm că Israelul în ultima perioadă încearcă să coalizeze mai multe state în jurul lui, inclusiv statul român. Prin prisma faptului că teroriștii Hamas au răpit persoane de mai multe naționalități, francezi, americani, români, iată, printre aceștia, statul israelian încearcă să ne țină pe toți cumva aproape, alături, astfel încât să intervenim împreună și să nu se simtă singur în războiul ăsta împotriva Hamas. Desigur că teroriștii pot utiliza ostatici pentru ca mijloc de manipulare, pentru a influența autoritățile, mai degrabă pentru a pune presiune asupra lor. Dar în cazul de față, ce văd eu este obținerea atenției mediatice. Nu pot să-mi dau seama dacă a fost citit sau nu mesajul. Ce observ este că doamna din dreapta persoanei care vorbește, la un moment dat, pe măsură ce vorbitoarea escaladează discursul, încearcă, uitați acum, încearcă cu degetul, cu mâna să o liniștească, o atinge cu degetul mic pe mână, astfel încât să o mai tempereze, cumva să-i mai tempereze tonul. Vedeți, și la un moment dat are și un gest din ăsta în care îi zbucnește, iată, și atunci își ia mâinile de sub atingerea da. Doamnei de lângă ea. Da, impactul psihologic este invariabil același în cazul terorismului, anxietate, teamă, groază, teroare. La un moment dat, chiar dacă putem spune că zona aceea de conflict este cumva mai desensibilizată la tipul acesta de confruntare, impactul tot este unul major. Iar ce se întâmplă în Israel se întâmplă de atât de multă vreme încât deja devine, cum să spun, intră în categoria tratatelor de istoria terorismului, ce se întâmplă acum acolo. Deci, din punct de vedere al impactului psihologic, avem anxietate, avem teroare, avem tulburare de stres post-traumatic, o vom avea cu siguranță la un moment dat, încă este prea devreme.